Dimineața, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu sau pe canalul nostru. Eu vreau să fac astăzi ca un fel de cozonac sau o ruladă cu nucă, cu aluat dospit. Nici nu știu ce nume să-i dau. Deci o să vă arăt ce fac și atunci vedeți ce nume îi dați dumneavoastră sau cum vă scrieți în caiet. Eu am cântărit aici 10 grame de drojdie uscată. Nu am vrut să pun așa la ochi, plicurile au 7 grame. Zic, pun când pun pe cântar. Așa, punem eu folosesc, de asta vreau să vă arăt. Eu astăzi frământ cu lapte de cocos. Din asta la cutie îl găsiți la Lidl. Îl găsiți. Pentru că vreau să aibă gust bun. Peste așa pun puțin lapte de cocos peste drojdie sau apă călduță ce doriți și puțin zahăr ca să o activăm. Așa, avem nevoie de eu să-mi cântăresc cam 350 de grame de făină și atunci vă spun cât mi-a intrat. Așa, deci punem și puțină făină ca să amestecăm. Laptele de cocos e foarte gros. Eu atât, eu nu o las la, numai atâta ca să o amestec. Eu pun 3 zahăr vanilat, că mie îmi place să aibă gustul de vanilie. Intens. Așa. Pun și puțină esență, am aici câteva picături de esență de portocale. Acum, dumneavoastră puneți de care aveți. Punem 50 de grame de zahăr. Așa, amestecăm bine. Punem laptele tot, laptele de cocos. Vezi că e foarte gros laptele de cocos. Dar să vedeți ce a luat frumos de iasă. Deci cu laptele ăsta de cocos puteți să frământați și de post. Și am topit 100 de grame de unt. Așa, deci să fie călduț. Deci toate să fie călduțe. Și laptele și... Așa, ce-am mai uitat, mai important. Sarea. Deci puneți o priză bună de sare. La cozonac știți că îi trebuie sare. Așa, vedeți că e ca o cremă. Și acum începem să punem pe rând din făină. Amestecăm cu lingura cât putem sau cu paleta, că nu știu de ce nu mi-am luat paletă, dar mi-a fost lingura aici la îndemână și... E foarte bună rețeta. Opa, unde e ou? Și un ou întreg trebuie. Noroc că m-am adus aminte. Nu era problemă, că se poate face și fără ou. O să vă fac eu nucă, cozonac și, adică așa, sucitură sau cum, și fără ou de post. Apoi începe postul, facem așa, din astea mai
acum știți că diferă de la făină la făină diferă. Deci eu astea 350 le-am pus toate. Vedem dacă ne mai trebuie. Haideți să mai cântăresc eu încă 50 de grame ca să știu să vă spun exact. Acum ne mai trebuie doar pentru să-l frământăm, deci până nu se mai lipește de mână. Puteți să-l faceți și cu malaxorul, dacă aveți cu robotul, dar eu zic pentru asta nu-l mai aduc. Mi-e place să-l aduc când fac mai multe prăjituri, așa mă enervează să tot îl aduc aici. Haideți să ștergem puțin masa, să nu fie umedă. O să vedeți ce faină iasă, cu aluat subțire și cremă multă, așa cum îi place la Costel. Deci din astea 50 de grame mai iau și mai pun aici. Deci uitați, vasul este curat. Și acum noi frământăm puțin din făina aia de 50 de grame. Deci vă pregătiți 400 de grame de făină. Știți ce miros fain are? De la cocos, dacă vă place cocosul, e super. Noi trebuie să lăsăm un aluat mai moale puțin, dar nu chiar așa. Nu e exagerat de dulce, ați văzut că n-am pus numai 50 de grame de zahăr. Deci eu vă spun rețeta de nu aveți lapte de cocos, faceți cu lapte normal. Deci nu trebuie să... Deci 50 de grame de zahăr, rețeta întreagă vă spun acum. Deci 10 grame de drojdie uscată sau 30 de grame de drojdie proaspătă, 50 de grame de zahăr, 150 de ml de lapte de care aveți, eu am pus de cocos, dumneavoastră de care aveți, un ou întreg, 100 de grame de unt, sare, și făină și esențe care le doriți. Și făină 350-400, deci asta depinde și de umiditatea făinii. Deci mie pot să spun că mi-a intrat aproape 400. Eu fac cu făină din aia roșie de la Lidl. Dacă eram în Austria, vă spun sigur că nu mi-a intrat atâta. Pentru că acolo are e mai bună făina. Deci 400. O facem și pe asta. O să vă arăt cum arată aluatul. Deci aluatul oricum nu se mai lipește de mână. Uitați ce fain arată.
Vedeți? Super fain arată aluatul. Acum pun puțin ulei acolo în bol. De ulei. Punem și aluatul și îl mângem bine cu uleiul ce l-am pus. O lingură, nu puneți mai mult. Așa? Și lăsăm la dospit. Eu o să-l arăt. Ca de obicei, știți cum pun eu o pungă de nylon. Sau dacă aveți bol care să vi se lipească folie alimentară, puteți să puneți folie alimentară. Dar mie îmi place să-l pun așa. Și lăsați o oră, puteți să lăsați la dospit liniștite. Așa, revenim. Haideți să facem nuca. Deci ne trebuie 300 de grame de nucă, dar eu pun migdale, ca migdale nu mai macin. 300 de grame de nucă, 100 de grame de zahăr am pus aici. Ne trebuie 100 de grame de unt topit. Deci fierbinte să fie. Și 100 de mililitri de lapte. Tot fierbinte. Așa. Și o lingură de cacao. O lingură bună de cacao. Așa. Și asta o facem. Și o lăsăm să stea până facem umplutura. Până umblem. Deci la umplutură, 300 de grame de nucă sau migdale, ce vreți, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de unt, 100 de mililitri de lapte și o lingură de cacao. Vedeți, e așa trebuie să arate, că ea oricum se va îngroșa. Deci nu rămâne așa. Ce gust bun are. Așa, și o lăsăm deoparte până facem întindem aluatul. Haideți, prieteni, să vă... Am filmat când l-am scos din castron, dar nu știu de ce s-a oprit. Probabil că iar a fost plină memoria sau ceva. Acum ne întindem. Deci noi trebuie să-l întindem într-o foaie foarte subțire. Vă ajutați de făină, că o să trebuiască să-l rulăm și să nu se lipească. Aluatul e bun și... Atunci trebuie să se lipească, să nu se lipească. Deci mai mult în îl întindeți mai mult în lungime decât în lățime. Ops, vedeți? N-are nimica că aluatul e foarte moale. Punem bine făină să fie. Cât puteți de subțire când întindeți. Am zis mai mult în lungime decât în lățime.
dacă aveți drojdie proaspătă, e mai bine. Și eu am, dar e în congelator. Deci nu am deschețată. Că mie îmi vine pe moment așa să fac. Așa. Eu zic că e suficient. Acum punem umplutura. Vedeți că ce s-a îngroșat umplutura. Am zis că se îngroașă. Așa. Acum luăm, dacă aveți o paletă din aia, eu am, dar e prea mare și nu-mi place cu ea. Și întindem cât putem de ușor. Așa pe ea, peste toată, pe toată partea. Pe toată foaia. Cu răbdare merge. Numai să ne dea Dumnezeu răbdare. În special mie. Poate dumneavoastră aveți, dar eu asta e problema la mine și la ornat, la prăjituri și asta. Eu rapid. Să termin. Că poate are și mai faine și mai aspectoase, dar dacă nu pot, nu pot, degeaba, nu, la orice fac, trebuie să fac repede, nu știu de ce. Opa, vedeți că am tras prea tare aici și l-am stricat, deci de-aia trebuie să aveți răbdare. Acum eu o să-l rulez de acolo ca să nu rămâne pocnit acolo. Deci ea nu trebuie oricum nici mai subțire. Deci atâta vine cantitatea aia pusă, ce v-am spus-o. De... Așa, eu zic că e bun. Arată bine. Atât. Acum dăm mărginile așa puțin. Să de aici vreau să mă duc eu până în capăt acum puțin că ăsta vine în interiorul, ăsta las. Merge greu pentru că e crema tare, dar nici nu trebuie să facem crema mai moale. Și a luat-o subțire, știți? A luat-o foarte subțire. Dăm așa prima dată. Dacă nu o tăiați, cum doriți dumneavoastră. Așa și venim. Nu
Nu vă faceți probleme dacă vi s-o rupt, că îl vine rulat. Și tot ridicați de aluat când îl faceți, îl rulați. Vedeți? E mai migălos așa, dar se lucră bine. Ne lucrăm așa cu el ca să fie peste tot umplutură, să nu avem bol. Așa. O să pun o făină ca să nu... Acum îl facem în formă de S. Vedem cum iasă. Puneți făină așa întreg, atunci ele vin așa. Vezi? Așa în formă de S. Eu acum m-am pregătit o tavă aici, că n-am tavă de cozonac și am pus aici eu, când se termină rola de aluminiu sau ceva, stai cartonul, eu pe astea făceam când n-am avut formele alea de cornete, făceam, puneam hârtie de cop și puneam, făceam rulouri. Și acum, când fac aluat mult, fac în astea. Și am pus pe margine, așa, ca să-mi țină bine aluatul. Am pus și pe o parte și pe alta, uitați. Așa. Dacă aveți formă de cozonac care să fie largă la fund, e bine. Dar dacă nu, faceți ca mine atunci. Îl luăm frumos. Și îl punem în tavă. Puteam să pun numai o parte. Hai să vedem dacă pun numai pe o parte. Sau cred că așa și las. Așa. Acum poate o să mai pocnească el, dar așa arată. Și acum noi îl lăsăm mai la vestit. O să-l acopăr cu pungă de nylon sau cu folie, cu ce aveți. Și mai lăsăm la dospit încă vreo 15-20 de minute și după aia vă arăt ce fac cu el. Vă arăt, uitați, așa arată după 15 minute, cam așa. Eu acum îl înțap. Îl înțăpați ca să nu... Ca la baigli. E? Acum poate mai pocnește el, că e multă umplutură și... Da, asta e. Nu-l lungem cu ou. Eu lung, uitați, eu lung cu lapte. Lapte normal, deci nu trebuie lapte. Să fie lapte la temperatura camerei, mai bine spus. Așa. 100 de mililitri de lapte. Și acum îl dăm la cuptor. Eu am dat cuptorul la 180 de grade, dar fără ventilator. Și îl dăm la copt și o să vă arăt. Cam durează 45-50 de minute, cam așa
durează. O să vă arăt cum arată. Dacă vedeți că face culoare prea tare deasupra, atunci puneți hârtie de copt. Când vedeți după jumătate de oră, că se prea arde. Uitați, la mine a stat 45 de minute la cuptor. Deci așa arată. Eu acum pun hârtie de copt așa pe el. Așa și pun prosop. Pun prosop și îl las să răcească. Și după aia o să vă arăt eu cum arată în secțiune. Ok? Mulțumim! Na, haideți, prieteni, să vedem cum a ieșit esul nostru. Eu îl dau puțin cu zahăr pudră, ca să arate mai frumos. Așa, și acum tăiem. Deci ăsta e colțul. Vede ce fain se vede. Deci ca un fel de baigliui, numai că e, nu știu ce am luat eu cuțitul ăsta, dar uitați ce fain arată. Eu cuțitul ăla l-am că... Am zis că iau cu firis, că merge mai bine, dar nu. Super. Super arată. El încă e cald. Nici nu trebuia să-l tai eu, că el încă e cald. Dar am vrut să vă arăt... Am să vă arăt secțiunea. Știți cât e mai bun? Mâine e mai bun. Mâine e cel mai bun. Uitați, prieteni, deci așa arată, eu zic că e super. Dacă vreți, puteți să puneți și în tavă mai... Hai să iau eu din capătul ăsta la colț, să vedem cum e la gust. Puteți să puneți și în tavă mai îngustă, că atunci vă iasă mai înalt. Delicios! De delicios este. Mâine să fie mai bun. Și acum să răcește mai bine, să fie mai bun. Acum că e cald. Da, am vrut să vă arăt. Să fie, eu fac cu poză și de jos. Ca să vedeți cum arată. Și după cum am spus, vă arăt și de jos, deci arată super. Este super, super plină de nucă, puțin aluat. Este super delicioasă. Uitați și acolo cum am tăiat, se vede frumos. Este super delicioasă. Vă mulțumim, sper să încercați și această rețetă. Și să-mi scrieți dacă v-a plăcut sau nu. O zi bună vă dorim! Bye, bye!